Ok. Bine, mulțumesc. Nu trebuie să ne supărăm. Eu am apreciat la pitica cu mustață, eu am apreciat faptul că a reușit să rețină atâtea superstiții, știind că un lucru repetitiv este foarte greu de reținut, nu m-a deranjat faptul că s-a încurcat. Și de aici n-am înțeles deteriorarea stării mentale a domnului Mihai Bendeac. A avut un moment de cădere de tensiune, cădere în abis, de lipsă de alimentație, I don't know, ceva s-a întâmplat cu el la nivel chimic și a avut acea ieșire. A ieșit și a avut și o ieșire în timp ce a ieșit. Ce? Nu plânge. Nu plânge că mi-a părut să scot asta. Absolut nimic. A spus, l-a întrebat pe Bendeac dacă se tund la aceeași frizerie. Dar ce s-a întâmplat? De ce nu ești dezamăgită? Simt că am dezamăgit lumea, nu neapărat pe mine. Lumea, în special pe Mihai? Hai să-l căutăm pe Mihai să vorbești cu el, ca să te liniște. Că și el adică este... pe toată lumea de acasă, pentru că nu-i prima dată când vin de asta. Mă, fată, câți ani ai? 18. O să mai vii de 400 de ori. Fii serioasă. Asta e bulitul, se întâmplă la o repetiție, la o de-asta. Dar nu s-a supărat pe mine, asta da, e ideea. Eu zic că o să supraviețuiască România, adică da. O să treacă peste chestia asta. Okay. Nu o să te trezești cu roșii în geam. Uite-te în ochii mei, crede-mă pe cuvânt. Gherla face parte din experiența vieții. Okay. Hai să ne-l găsim pe Mihai, pentru că și el cred că e într-o zonă ca și tine acum. Okay. Odată ce te liniști? Da, asta ok. Poți să-l liniștești pe Mihai? Da, da, da. Hai, mergi cu ea și du-o la Mihai. Hai. Unde e? Hai. Dar nu înțeleg că și de o grămadă, adică de o grămadă de ori vorbim așa și nu s-a afectat. Nu mă, am avut și o remarcă înainte cu mustața și... Dar nu sunt supărată pe mine, simt că am dezamăgit lumea, asta este singura problemă. Lasă-mă că ești copchilă. Nu-i dezamăgi-mă pe nimeni. Fata a plâns. Știi cum sunt părinții aia când, nu știu, scade copilul pe jos și se lovește în genunchi, tu te agiți de 100 de ori și îl faci să plângă mai mult că te-ai speriat tu? Ai transmis starea ta? Așa a fost Bendeac. Ce, mă doare foarte mult că ți-a întâmplat ție asta, pentru că ești îngrozitor de talentată. Deci ești peste măsură de talentată. Okay. Adică să nu te prind, că te dărâmă chestia asta sau ceva. Bendeac a considerat că e o problemă, s-a încurcat, i s-a părut că concurenta s-a speriat, s-a simțit prost. Probabil cred că tot a fost în mintea lui Bendeac. Pe bune. Nu mă dărâmă, nu mă dărâmă. Dacă vreau să-mi scot toate chestiile astea, că nu pot. A avut un blocaj. Ni se întâmplă tuturor. Și eu am suferit blocaje în concert. Când m-am deconectat sau când m-am relaxat o secundă, n-am mai știut nimic. Dar n-am o problemă. Nu sunt un robot. Ea nu e un robot. Mergem înainte.